Hai, acum să mergem la secțiune, în desenul unde avem secțiunea, să vedem ce am creat. Deci, am dat dublu clic în zona liberă, m-am dus în desenul, în zona mea de desene, dau un dublu clic pe desenul numărul 8, în cazul meu, unde am secțiune AA, și mi s-a deschis doar acel desen. Moment în care, mai mult ca sigur, fereastra de perspectivă centrală și de vedere din față, o să fie goale, iar în fereastra de plan 1, dacă fac un dublu clic pe rotiță și regenerez ecranul, o să-mi apară din nou secțiunea. Da? De ce nu-mi apar în ferestrele acestea? Pentru că este 2D și e normal să nu văd nimic în 3D, evident. Așadar, și prin urmare, o să mergem la acest buton și o să maximizăm această fereastră pentru că doar asta ne interesează. Mai dăm o dată dublu clic pe rotiță ca să avem secțiunea noastră în prim plan. Da? Bun. Acum, pentru a face setările secțiunii, o să trebuiască să observăm în primul rând faptul că secțiunea noastră, desenul nostru, este înconjurat de două casetuțe galbene, pe care dacă mă plimb cu mouse-ul, de una scrie secțiune, de cealaltă linie de secțiune. Da? Și ca să intru în proprietățile secțiunii, eu trebuie să merg pe linia din exterior, atunci când scrie secțiune, și să dau un dublu clic, stânga. Și acum începe distracția. Pentru că de aici eu pot să-i setez ce vreau să-mi apară, ce vreau să nu-mi apară în secțiunea mea. De exemplu, de la acest buton desene, numerele acestea nu sunt întâmplătoare, sunt numerele desenelor care eu le am ca și vizibilitate în această secțiune. Dacă vreau să mai adaug sau să mai scot ceva, nu trebuie decât să dau un click pe acest buton. E ok? Iar de aici, apăsând o bifă în dreptul desenului, pot să văd sau să nu văd anumite chestii în desenul meu. Uite, de exemplu, eu o să-l las pe ăsta fără acoperișul 2, care tocmai ce l-am creat noi. Și mi-a dispărut acoperișul, vedeți? Acoperișul 2. De fapt, nu mi-a dispărut. Uite-l aici. Nu sunteți atenți. V-am prins. Păi, țipați, spuneți, băi! Viața, deci, voi nu sunteți pe butonul ăsta din mijloc, înseamnă. Vezi cât de simplu este? Spuneți-mi când e cât o chestie, că nu e. Deci, voi puteți să vă rătăciți printre desenele astea, să fiți în structura de mape, în structura de clădire sau în conversia structurii clădirii, da? Și am scos acoperișul 2 și ce vreau să observați este că chiar dacă l-am dezactivat de acolo, tot nu mi-a dispărut de aici din plan. De ce? Pentru că orice modificare fac aici, cât timp nu-i dau aplicare, nu o văd în, ca și rezultat. Nu pot. Și acum, ne făcând altă modificare, nici măcar nu este valabil butonul de modificare, da? De aplicare. Vedeți că mi-a dispărut acoperișul 2 în cazul ăsta. Poftim? Păi, eu l-am scos ca să vedeți că se scoate și acum o să-l pun ca să vedeți că se pune. A fost un joc. Și să vă prind cu aplicarea asta, cu butonul ăsta. Da? Ca să știți că dacă nu-l apăsați, nu se aplică. E atât de simplu. Da? Mai departe, avem, dacă avem opțiunea de deformare, dacă vreau să deformez această secțiune, să o fac mai pe orizontală sau pe verticală, pot să-i dau o deformare după X sau după Y, o să-i dau, eu să zicem, doar după X 3, îi dau și aplicare, eventual, și uite cum i-a făcut-o. Poate că vreodată mă interesează să fac lucrul ăsta, în cazul meu nu mă interesează, așa că o să revin la 1, aplicare și am revenit. Da? În continuare avem reprezentare. Aici este scara la care s-a făcut secțiunea. Și mai jos,
ceva pe care o să intrăm împreună, formate și setare. Haideți să dăm un click aici. Deci de la reprezentare, pe formate, setare, butonul acesta, da? Fac un click pe el. Click. Și mă trimite aici. În această fereastră am trei butoane, margini, linie de secțiune, elemente finisaje. Haideți să începem cu începutul. Mergem la margini și să vedem despre ce este vorba. Păi, aici este vorba, evident, despre margini. Este atât de greu. Și ideea este că, vedeți voi, voi aveți așa colorat sau l-aveți mai alb-negru? Așa? Gata, ca să fim la fel, da? Și ce observați voi? Observați că avem niște linii punctate. Ce reprezintă acele linii punctate oare? Dar există un perete, un element, un ceva în spate, dar eu nu-l văd. Da? E ca și cum aș uita prin peretele ăsta și știu că pe acolo ar fi ușa de la clasa cealaltă. Da? Asta reprezintă. Da. Pe mine în cazul ăsta nu mă avantajează să văd lucrul ăsta. Pentru că îmi face desenul urât. Ele mi-apar apropo de asta, că vreau să fac o paralelă, apropo de câmpul ăla de vizibilitate despre care vorbisem noi. De-astea le văd pe asta, ia? Pentru că sunt în câmpul meu. Puteam să-i dau să nu văd chestiile astea dacă mă interesa. Da? Direct din câmpul ăla să-l fac mai mic astfel încât să nu mi-apar. A, și te dai doar o depinde, asta, depinde ce vrei să vezi, da? Dar să zicem că i-am dat cu totul și pot de aici, de la margini, să le fac muchile astea invizibile. Chiar avem aici, uite, reprezentare muchii în partea de jos. Avem odată muchii vizibile și cu setările pentru ele și muchii ascunse și setările pentru ele. Păi eu ce vreau să fac? Vreau să nu văd deloc muchile ascunse. Așa că o să debifez aceste muchii ascunse. Apăs aplicare. Uite cine a învățat deja. Și desenul meu deja se face mult mai curat. Hai, recunoașteți și voi că nu-i deloc greu. Da? Dacă sunt supărat, pot să debifez și muchile vizibile. Voi nu faceți asta, vreau doar să vedeți ce se face. Mi-a debifat și muchile vizibile. Ce mi-a păstrat, atenție, sunt doar muchile alea prin care efectiv a tăiat planul. Da. Deci nu apăsați pe muchii vizibile, că altfel vă dispar ferestrele și ușile și restul. Da? Bun. În continuare, de fapt, mai sus de fapt, peste ce am sărit, era reprezentare, suprafețe, elemente diferite. Adică, eu am aici, în imagine se poate observa, am o placă, am un perete, un perete despărțitor și așa mai departe. Da? Astea sunt elemente diferite, în primul rând, datorită materialului care este diferit. Avem beton, avem cărămidă și așa mai departe. Da? Eu pot, lăsând această bifă, să obțin aici o linie astfel încât să-mi separe materialul, elementul unul de altul. Dacă o debifez pe asta, op, mi-a dispărut linia aceea. Și mi-l las așa. Poate să fie într-un context mai curat de secțiunea. Da? Poate pe mine nu mă interesează ce materiale a folosit eu acolo, dacă pe mine de fapt mă interesează să văd conducta mea cum trece față de perete. Corect? N-are rost să-mi încarc desenul să îi distragă lui atenția față de peretele care l-a proiectat altul. Da? Vreau să se uite la conductele mele. Deci o să o lăsăm debifată. Sau bifată, cum vreți. O să o las bifată ca să se vadă frumos la finisaj. În cazul ăsta. Că nu facem conducte momentan. O să facem mai încolo. Da? După care avem al doilea rând. Legat de elementele rotunde. Noi nu avem în acest exemplu o coloană, un element, un perete rotund. Da? Dar dacă aș fi avut, puteam să setez de aici modul în care vreau să-l văd. Adică un element rotund, dacă mă uit secționat, o să văd cum văd și acest perete în dreptunghi. Da? Și aș fi putut să-l văd și pe la rotundul tot în dreptunghi și în momentul ăla poate mă încurcam și nu știam care-i perete, care-i element rotund, un stâlp. Da? Și aș fi putut să apăs această bifă, moment în care, acum nu se vede niciun efect, dar înțelegeți, mi-ar fi făcut așa cumva mai cu linii punctate, astfel încât să-mi sugereze mie că acolo este ceva circular. Da? Nu este greu. Asta
Cam cum făceam noi, n-au, da. Cam cu, exact, cu spațiu, cu sfera aia sau ce mai făceați. Liniile alea punctate în spatele cubului, da? Da. Ok. Linii de secțiune, linii de secțiune. Pot să-i zic să afișeze mochile mai evident și cum vreau să le afișeze. Pot să fac diferite alte setări de genul ăsta, cu grosim, cu toate mochile, cu... Da? Nu intrăm în detalii, că sunt destul de sugestive și se cam repetă. La fiecare trebuie să-i selectez grosimea, tipul de creion și așa mai departe, da? Ce este interesant însă este următorul tab, elemente finisaje, unde noi regăsim cele trei finisaje pe care le-am întâlnit și când am făcut camerele. Și anume, la ce mă refer? La finisaj de plafon, la finisaj de pardoseală și la finisaj suprafețe verticale, adică pereți, pe limba românului, da? Finisaje pe care eu pot să le văd sau să nu le văd în secțiunea mea. Aici vedeți că este bifat doar finisajul de pardoseală și uitați-l că se vede. Este acesta. Da? Uite, dacă îl bifez și pe ăsta vertical și dau aplicare, mi-a apărut și ăsta verticalul. Da? Și la fel este valabil și pentru cel de tavan. Dați-mi un exemplu în care aș putea să folosesc acest lucru și cum m-ar putea ajuta. La tencuit, să văd eu cam câte tencuie ala. Pot să-i fac un detaliu. Ok. Altceva? Izolații pe exterior? Nu prea. Că asta oricum vezi din structura peretelui. Finisajul nu are treabă cu izolația. Vă zic eu la ce aș folosi. La șapă, exact. Dar în ce sens? În sensul că afișare pe strat și pot să văd chiar toate strat, fiecare strat al acelui finisaj, da? Șapă, tot ce am eu, pot să am o izolație, pot să am direct șapă, pot să am și parchet și folia de la parchet și așa. Și pot să fac, să zicem, acolo, foarte bine, pot să fac acolo o secțiune și să văd încălzirea în pardoseală, de exemplu. Sau pot să fac un detaliu de cum merg conductele mele de curent prin pardoseală sau de apă caldă, sau, da? Pot să fac un detaliu unde să văd pe aici, cum se urcă conducta la radiator. Când pleacă pe aici și urcă prin perete și după iese la radiator. Pot să fac detalii de genul ăsta, da? Și la asta m-ar putea ajuta, ca și exemplu. Bun. Ce trebuie avut foarte serios în vedere, și anume faptul că dacă eu fac lucrul ăsta și sunt cu desenul final la o scară mai mare de 1 la 20, e foarte posibil, cum o uiți și de aici, grosimea liniei să fie mai groasă decât grosimea acelui strat. Și altfel nu mai văd nimic, da? Deci, are rost să pun straturile astea de finisaje în momentul în care efectiv fac la o scară destul de mică, un 1 la 20 cel puțin, da? Și fac un detaliu eventual, da? Ok. O să ne întoarcem înapoi la nava mamă, unde facem majoritatea setărilor, de unde, mai avem foarte puțin și terminăm cu ele, avem elemente de suprafață, o să dau un zoom ca să vedeți, și avem mai multe tipuri de reprezentare, așa cum ați văzut și la început. Eu aveam o reprezentare mai colorată, corect? De unde credeți că schimb chestia aia? Păi, foarte simplu, apăsând pe aceste butoane. Primul este reprezentare doar prin linii, al doilea prin umpluturi și al treilea prin suprafețe pixele. Haideți să vedem care este diferența. Deci, acum suntem cu linii, fac cu umpluturi aplicare și uite-l cu umpluturi ce drăguț este. Fac cu textură aplicare și uite-l cu textură ce drăguț este. Care mai de care? Da? O să mergem mai departe și avem transparența care în momentul ăsta bifată sau debifată, mare diferență nu prea este pentru că nu avem niciun element în spate. Dacă aș fi avut un copăcel sau o pisicuță sau orice în spatele geamului și era apăsat pe transparență, s-ar fi văzut acolo așa pe fundal, da?
Ăsta o să vedem noi foarte bine când o să facem vederea, un exemplu, da? În continuare avem dacă vreau să se considere lumina, să-mi facă umbre. Uite, mi-a făcut și umbre. Astea se văd mai frumos când merg în modul cu linie. Se văd mai bine umbrele astea, da? Și chiar așa o să și lăsăm. Deci o să lăsăm în modul de linii și cu tot cu reprezentare umbre, bine? Uite aici. Da? Dar vezi să fie bifată considerarea lumină. Bun. O să închem prin apăsarea butonului OK. Închidere. Dublu click pe rotiță. Și acum o să vă cer OK-ul. Să facem repede și vederile, care oricum se cam repetă setările, deci nu vorbim mult. Și luăm după aia pauză și după pauză facem doar cote.